O nouă fotografie, obținută cu telescopul spațial James Webb, arată o supernovă ce strălucește asemenea unui glob cosmic de Crăciun. Supernova, fotografiată de această dată cu telescopul Webb, este situată la 10.000 de ani lumină depărtare de Pământ și face parte din primul calendar de advent al Casei Albe, o colaborare între prima doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, și NASA. Supernova Cassiopeia A a mai fost studiată anterior într-o varietate de lungimi de undă, însă telescopul Webb a reușit să o arate în rezoluție înaltă. Mai mult, așa cum se întâmplă deja de cele mai multe ori, fotografia a fost creată cu lungimi de undă în infraroșu. Cu rezoluția lui Nirk Cam, acum putem vedea cum o stea aflată pe moarte a explodat și a lăsat în urmă fragmente asemănătoare unor mici cioburi de sticlă. Este cu adevărat de necrezut că, după toți acești ani de studiu, putem să elucidăm acele detalii, fapt ce ne oferă informații despre cum a explodat steaua, au spus cercetătorii. Cele mai vizibile culori din noua fotografie de la telescopul Webb sunt nuanțe de portocaliu aprins și roz deschis, iar aceasta reprezintă carcasa interioară a supernovei Cassiopeia A. În această regiune găsim sulf, oxigen, argon și neon, toate aceste gaze fiind lăsate în urmă de explozia stelei de acum 10.300 de ani. Tocmai pentru că vedem supernova așa cum era acum 10.000 de ani, o parte din gazul și praful de la interior a început deja să se îndepărteze pentru a crea nori de praf interstelar ce se vor prăbuși în cele din urmă și vor da naștere unor noi stele. Nuanțele mai întunecate de portocaliu și roșu reprezintă regiunile exterioare ale supernovei, iar acestea apar ca urmare a fumului de la explozia stelară. Nuanțele de alb din fotografie reprezintă electronii accelerați de câmpurile magnetice puternice până aproape de viteza luminii. De asemenea, electronii emit o formă de radiație numită radiație sincrotronică.